pastilla da fisico. Efectul termic al curentului electric. Efectul termic, denumit și efect Joule, constă în încălzirea conductoarelor parcurse de curent electric. Căldura disipată de un conductor parcurs de curent electric este direct proporțională cu pătratul intensității curentului care trece prin conductor, cu rezistența conductorului și cu durata trecerii curentului prin conductor. Se poate calcula cu formula Q egal cu I pătrat ori error T. Pe un soclu este fixat balonul de sticlă, în interiorul căruia se află un gaz inert sau vid. Încălzirea până la incandescența filamentului metalic, adică la o temperatură de peste 2000 de grade Celsius, produce lumină. În fiecare locuință există un tablou cu siguranțe. Acestea sunt dispozitive de protecție ale elementelor de circuit. Atunci când intensitatea curentului electric depășește o valoare dată, elementul fuzibil, firul din interiorul siguranței se încălzește puternic, se topește și astfel circuitul este întrerupt. Plita electrică, radiatorul, fierul de călcat, uscătorul de păr sunt câteva aplicații cu utilizare casnică ale efectului termic al curentului electric. Cuptorul de topit metale, tăierea metalelor, sudarea cu arc electric sunt aplicații industriale ale efectului termic al curentului electric. Calculează căldura disipată de un prăjitor de pâine care funcționează la tensiunea de 230 V și care este parcurs de un curent de intensitate 2,5 A, timp de 10 minute. Expresia legii lui Joule este Q egal cu I pătrat ori error T, unde rezistența este egală cu PI. Deci Q se mai poate scrie ori T. Înlocuind 230 V ori 2,5 A ori 600 secunde obținem 345.000 de Joule. Efectul termic constă în încălzirea conductoarelor parcurse de curent electric. Căldura generată de conductor se poate calcula cu legea lui Joule. Efectul termic are aplicații casnice, fierul de călcat, uscătorul de păr, radiatorul, precum și aplicații industriale, cupoarele metalurgice pentru topit metale, tăierea metalelor, sudarea cu arc electric.